Dragii mei, dintre toate lucrurile care sunt pregătite pentru cina Domnului, acela care hotărăște destinul și destinația acestui timp și a noastră personal, este de obicei ascunsă, nevăzută, dar descoperită în fața ochilor lui Dumnezeu. Alături de pâinea și vinul de pe masă stă demnitatea sau nedemnitatea noastră în venirea noastră la această masă. Dacă cineva ne-ar întreba ce este cina Domnului, este o binecuvântare sau un blestem? Noi n-am putea să răspundem decât cu un singur cuvânt, depinde. Două clase de oameni se apropie de cina Domnului cei care vin în mod vrednic la această cină și cei care vin nevrednic la această cină, demn și nedemn. Nu scrie pe nimeni așa ceva, dar se citește totuși în ceruri. Pentru că Biblia spune și ne cheamă să nu luăm în mod nedemn cina Domnului. Dacă n-ar avea însemnătate, ni s-ar spune, nu, asta nu ni se spune la restaurant, spre exemplu. Nu scrie acolo cine e nedemn să nu mănânce toată lumea mănâncă, ne dem, dem, nu contează. Aici însă ni se spune, Luat seama la acest capitol, pentru că El este acela care va transforma cinea Domnului într-o binecuvântare sau într-un blestem. Pentru unul, când a luat bucățica, a mărturisit jertfa Domnului Hristos, pentru altul, când a luat bucățica, a intrasat-a la el. De la aceeași masă. Deci, iubiții mei, însemnătatea cuvântului demnitate sau vrednicie, cum îl avem noi arhaic în Sfintele Scripturi, nu poate fi de ajuns, de ajuns accentuat. Așa că o să mergem la marele nostru exemplu. În epistola către filipeni ne spune despre Mântuitorul nostru că el nu a purtat în chip nevrednic domnia lui. El nu a luat asupra lui de a fi deopotrivă cu Dumnezeu în chip nedemn. Nu? Nu a considerat ca un lucru de apucat așa ceva. E sigur, dacă s-a născut unul în familia președintelui, e, e copilul președintelui. Și depinde de demnitatea cu care va trăi viața de copil al președintelui. Și atunci el va fi o onoare sau o rușine pentru președinte sau pentru împărat sau pentru pastor, pentru familie, pentru tata, mama. Lucrul acesta nu conferă unui om în mod automat o demnitate, ci cere de la el acest lucru. Ați observat că în momentul în care fiul risipitor a venit acasă, el a spus, nu sunt demn. Corect și bine ai spus, dar demnitatea i-a fost conferită noi nu venim la cina Domnului, fiindcă suntem demni. Nu. nu e niciunul, niciunul măcar, care ar putea spune în dreptul lui așa ceva. Dar această cina a Domnului ne conferă o demnitate care cere de la noi un anume fel de viață. Aici, aceasta este taina. Mântuitorul nu a luat în chip nevrednic poziția lui deopotrivă cu Dumnezeu. Și nu doar că a mărturisit așa ceva, ci a dovedit, s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, a suferit moarte și încă moarte de cruce, ca o dovadă că el nu, e, nu consideră un lucru de apucat așa ceva. Astfel că, în timp ce nu suntem mântuiți pentru că suntem demni, unul singur este vrednic, despre cel despre care am citit, în același timp, mântuirea ne conferă o demnitate care se va manifesta în viața noastră. Și vom trece împreună prin câteva aspecte ale acestui adânc, adevăr, pe care îl las cu mare bucurie deschis sufletului vostru, pentru că am văzut ce a făcut din mine și în mine a început lucrarea aceasta și mă face să fiu atent și să mă întreb dacă acest cuvânt pe care îl spun este demn de un pastor sau de un creștin sau de un copil al lui Dumnezeu, dacă e demn, dacă această postura mea e demnă, dacă această prezență mea este demnă. Nu, nu sunt aici pentru că sunt demn, dar faptul că sunt aici în conferă o anumită demnitate care mă obligă la un anume fel de viață sau altfel ar fi o trădare, pur și simplu, a șederii mele aici în picioare înaintea adunării. În cartea Apocalipsei 3 cu 4, totuși ai în Sardes câteva nume, iar câți ori fi fost acolo, câți membri și fi fost la biserică în Sardes, domnul știe mulți, dar dintre mulți ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Se întâmplă multe lucruri în familia lui Dumnezeu, ați observat în istoria biblică, ce nenorociri, ce imoralități, ce vărsări de sânge s-au petrecut în familia Domnului. Dar nu este nimeni obligat să-și mânjească hainele sufletului cu ceea ce se întâmplă în familia Domnului. Așa că dacă se întâmplă un astfel de lucru, întrebarea Duhului Sfânt este tu ți-ai mânjit hainele cu vorbele astea sau cu purtările acestea sau cu atitudinea aceasta? Ți-ai mânjit hainele? Sunt câteva nume, a spus Isus, care măcar că au trăit în mijlocul acestei mizerii, nu și a mânjit hainele. Și, pentru motivul acesta, ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt demni. Fiindcă sunt vrednici. Lor le-a fost conferită conferit statutul care ne-a dat nou. Tuturor celor ce l-au primit, și noi am mărturisit aceasta și prin botez și prin credință, tuturor celor ce l-au primit le-a fost dat dreptul să se numească fiei lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Minunat, ce este asta? Pentru că ai fost demn? Nu! Nu pentru că ai fost demn, dar aceasta îți conferă o demnitate care obligă, care cere de la tine, și care te face să spui atunci când ești confruntat cu ceva nedemn. Nu e demn de mine. Așa îi spunea mama lui Lemuel, nu e demn de un împărat, un astfel de comportare, un împărat. Nu umblă băiat pe stradă, nu umblă cu persoane de felul ăsta. Nu e, nu e demn, este sub nivelul demnității tale de copila lui Dumnezeu ca să umbli în condițiile acestea. Ei vor umbla cu mine pentru că ei sunt demni, spune cuvântul lui Dumnezeu. Astfel că Biblia spune că demnitatea sau nedemnitatea pe care o primim sau o refuzăm să ne-o asumăm la Sfânta Cină, ea ne conferă nouă o anume demnitate Sfânta Cină, e trupului lui Hristos. Asta înseamnă ceva cu cutremurător. Este o, aceasta este o demnitate care ne este conferită cu această ocazie. Scriptura spune că oricine e în chip nevrednic, nedemn, Adică acela care refuză demnitatea pe care o implică și o impune cina Domnului. E normal că atunci când îmi cunosc chemarea și lucrarea și poziția să mă întreb care ar trebui să fie viața mea, cum ar trebui să mă comport? Cum ar trebui să vorbesc? Cum ar trebui să privesc? Cum ar trebui să răspund? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi în postura în care ați fost chemați voi la această înaltă demnitate? Putem să fim orbiți și să ne dăm, cumva să ne sustragem, nu are importanță neapărat pentru mine. Pilat spune, eu sunt nevinovat de sângele omului ăsta. Serios, domniști? Ești nevinovat? Păi crezi că te poți spăla pe mâini așa de ușor? nu ești tu care ai semnat lucrul ăsta? Nu ești tu care ai spus să-l dau mâinile? Cum adică ești nevinovat? Cum te faci că nu știi? Ce înseamnă lucrul acesta pentru tine? Tu trădezi sufletul tău în momentul în care te comporți. Nu este la nivelul demnității tale de împărat a te sustrage ca un om nemernic, ca un mincinos, ca un hoț. A te sustrage. Nu, eu, eu nu sunt, nu, nu, nu sunt vinovat de chestia asta. Și cine era între toți oamenii care contribuia cel mai greu și mai tare la aceasta? E adevărat că dacă, dacă am privit și am luat cuvântul Evangheliei așa cum ne-a dat, nu, nu poate fi nimeni considerat vinovat de sângele lui Isus. No. Și spun de ce nu, nu este vinovat. Pentru că lui Isus nu i-a fost luat sângele, nu i-a fost vărsat sângele, nu e vorba de un asasinat, de o crimă, de o execuție, ci este vorba de darul lui Dumnezeu. Nu mi-a nimeni viața. Nu e nimeni vinovat că, că eu îmi dau viața. Am puterea să o dau, am puterea să o iau, nu mi-a nimeni viața cu forța. E limpede lucrul acesta. Totuși, aici scrie că un om, deși având în vedere că El și-a dăruit viața. Nu putem să discutăm de o vinovăție morală sau cum istoria a vărsat mult sânge pe greșită înțelegerea acestui lucru. Totuși, Biblia este clară, spunând că un om se face vinovat de sângele Domnului totuși. Cum să mă fac vinovat? Care e care este, care este înțelesul acestui cuvânt cu care Dumnezeu luptă să trezească sufletul meu? Cum să mă fac vinovat? Iubiții mei, când venim înaintea cinei Domnului, trebuie să avem în vedere acest lucru. Că Dumnezeu ne ia de acolo din nedemnitatea noastră, nu sunt demn să fiu fiul tău, nu sunt demn să fiu prezent aici unde sunt acum. Nu stau aici prin demnitatea pe care o am, ci prin demnitatea conferită. Mi-a fost dată. Mi-a fost dată aceasta. Eu trebuie să răspund Iisus n-a răspuns doar printr-o singură vorbă, eu nu cred că este ceva de apucat și ce a văzut de drum. Nu, ci viața lui a arătat lucrul acesta. El ni-a spus vreodată cuvintele acestea despre sine. Eu nu cred că a fi deopotrivă cu Dumnezeu sau a fi mântuit, a fi în împărăția cerurilor, a fi copila lui Dumnezeu. A locui în locurile cerești, a fi cetățean împreună cu sfinții. Eu nu cred că acesta este un lucru de apucat. Nu. Acesta sigur nu este un lucru de apucat. Este o demnitate conferită de Dumnezeu? Așa se face că oamenii au tras concluzia aceasta și Pavel scrie în Filipeni acest cuvânt n-a considerat că e ceva de pus mâna, de răpăreț, de apucat, acesta este sensul cuvântului, ci a dovedit, am tras noi concluzia din felul cum s-a purtat el. Poate lumea trage, pot copiii mei trage concluzia aceasta despre mine. Cei audio vorbind între ele sau ei sau... pot trage concluzia aceasta despre mine, sunt fricoșat. Trebuie să trag această concluzie dacă, într-adevăr, îmblarea mea cu Dumnezeu e autentică. Nu trebuie să o comunic eu, nu trebuie să cer acest respect, nici atât, nu. Dar trebuie să-l constat neapărat. Și dacă lipsește, sunt două posibilități. Fie nu am trăit la, la înălțimea demnității la care sunt chema de a fi tată, soț, pastor, creștin, ori am călcat în picioare această demnitate, am pângărit această demnitate, ori va fi înțeleasă mai târziu. Dar Scriptura ne învață că aceasta cere din partea noastră o deplină și cristalină comuniune cu Dumnezeu. Nimeni nu este chemat la această masă să treacă pe aici doar. Nu. Asta facem la restaurant și la noi acasă, în bucătărie, de atâtea ori în fiecare zi. Când suntem chemați în locul acesta, am venit și planul lui Dumnezeu este ca noi niciodată să nu fim dincolo de această masă, ce am fost înainte de această masă. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru cel care voiește să-l primească. De aceea Biblia spune că unii vor lua în chip vrednic și unii nevrednic. Vrednic este omul care a venit înaintea lui Dumnezeu cu hotărârea de a fi transformat. Și el știe, el știe, cuvintele pe care le-am zis eu sunt cuvinte nedemne de un copil al lui Dumnezeu, purtarea mea este nedemnă. Am venit în locul acesta, Doamne, nu pentru că sunt curat, ci pentru că sunt necurat. Altfel, dacă eram curat, stăteam acasă. Am venit pentru lucrul acesta. Am venit pentru că eu cred în promisiunea ta. Pentru că așa cum a spus Mântuitorul, acum sunteți curați. Dar aceasta nu era o descriere a unei realități, ci era conferirea unei demnități asupra cărei, prin care ei urmau să trăiască. Băi, frate, înțelegi ce înseamnă a fost declarat curat de Dumnezeu? Știi ce înseamnă lucrul ăsta? Uite, asta este o putere care te va face să ai o vorbire curată, o privire curată, o gândire curată. Dumnezeu împreună cu acest cuvânt revarsă putere. Deci trebuie să, să privim lucrul acesta din perspectiva aceasta. Este o istorie destul de tulburătoare. Și cineva spunea copiii că am sperie pe la clasă de copii, pe la școli de vacanță, li se spun numai tragedii din astea și ei rămân cu, cu această notă în minte. Iubiții mei, aș dori să rămânem cu nota bunătății lui Dumnezeu din acest cuvânt care ne este oferit. Soția unui om era în spital, trebuia să nască, dar a avut grave probleme la naștere. Și nașterea nu -a, urma, a urmat să fie imediat așa cum era de așteptat. Și atunci, dumnealui, soțul a, a plecat acasă și i s-a spus, personal a spus, poți să mergi acasă și poți să revii mâine dimineață. Situația pare stabilă, dar n-a ajuns bine acasă că a primit un telefon extrem de alarmant, situația extrem de gravă. Este o hemoragie cumplită. Am a, a chemat doctorul la mare urgență. Omul a zvârlit ușa de perete, a ieșit din casă, s-a repezit în stradă. Nu avea cu ce să meargă, dar la primul semafor, prima mașină care a fost acolo, a fi mâna în ușa ei, a tras, a fi mâinile în cel care conducea, l-a târât și l-a trântit de asfalt, s-a așezat în locul lui și a țâșnit prin lumina roșie direct la spital. A ajuns acolo, situația era gravă, viața pâlpâia și s-a stins. După ce s-a stins viața, nu la mult timp, în aceeași cameră, intră răbășită în aceeași sală a spitalului, intră răbășită o altă persoană. Și când soțul văduv de acum se uită la el, îngheață sângele în vene. Și când acesta se uită la soț în îngheață sângele meni. era cel de la semafor. Era doctorul. Sigur că intenția lui a fost bună și sigur că intenția sufletului nostru este bună, dar Biblia spune, despărțit de mine nu pot să fac lucrul ăsta. Știu că ai, ai dorit bune, dar despărțit de mine nu se întâmplă lucrul ăsta. Și doctorul i-a spus, dacă mi-ai fi spus unde vrei să mergi, ți-aș fi spus că merg în același loc. Dacă mi-ai fi spus pe ce secție vrei să mergi, ți-aș fi spus că vreau să merg și tocmai la această secție și, dacă, și tocmai la această persoană. Și atunci am fi fost la timp aici, dacă mi-ai fi spus lucrul acesta. Dar impulsul acesta, care de multe ori domină sufletul nostru, ne face să uităm că despărțit de Dumnezeu nu poți să faci lucrul acesta. E adevărat, ne este conferită demnitatea de părtaș ai vieții Domnului nostru Isus Hristos, dar fără, fără puterea care vine de la El, Biblia spune, vița se usucă singură, nici de gând să rodească, finalul ei este altul. Despărțiți de mine nu puteți face nimic. De aceea ne îndeamnă el, rămâneți în mine. Ce mai mare păcat care se poate comite împotriva sângelui lui Isus este ca niciodată să nu-i dăm șansa de a avea puterea supravieții noastre. Acesta e păcatul care se poate comite împotriva sângelui lui Isus. Care e păcatul pe care o să comiți împotriva unui doctor? Să nu te duci la el care e păcatul pe care poți să-l comiți împotriva unui medicament salvator, să minți că l luat și să-l fi aruncat în wc -ul. De aceea Biblia spune se face vinovat de sângele Domnului. Și nimeni dintre noi nu putem să rostim împreună cu Pilat, eu sunt nevinovat de sângele acesta, nu. Nu, nu. Orice rău din viața noastră care n-a fost biruită este astăzi prezent, ori în familia noastră, ori în adunarea noastră, este astăzi prezent pentru că am înfi mâinile și am tras de la volanul mașinii marele medic, l-am tras jos și am condus noi către locul acela. Astăzi ne se oferă această frumoasă și binecuvântată chemare. Cum vom răspunde noi? Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită când vei veni la mine? Voi îmbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Psalm unul cu doi. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care va a chemat la împărăția și slava sa. Vrednic, demn de Dumnezeu. Vorbim cu copiii despre Dumnezeu, foarte bine, vorbim cu vecinii, cu colegii, cu prietenii, vorbim pe internet, vorbim pe ecran aici, la cameră, la mii de oameni, peste tot, e foarte bine, dar Biblia nu ne spune acest lucru doar, ci ne spune trebuie să fii demn de predica aceea pe care o ții acolo. Văd acum, a spus femeia aceasta sunamită, că în gura ta cuvântul lui Dumnezeu este un adevăr. Aceasta înseamnă că Proorocul acesta era demn a trăi de această viață în lumina cuvântului pe care îl preda acestei femei, vorbea despre Dumnezeu și nouă, ni se spune astăzi, să trăiți într-un tip demn de Dumnezeu în care mărturisiți că aveți credință. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, spune Pavel în 2 Testalonicen 1 cu o expresie foarte importantă de reținut, întrucât veți fi găsiți demni sau vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Împărăția lui Dumnezeu este o putere care dă demnitate vieții tale și nu te cobori acest nivel josnic. Nu răspunzi răului cu rău, nici măcar nu nutrești în mintea și în inima ta gânduri care n-ar putea fi expuse pe ecranul lui Dumnezeu. Nu. Ci veniți să trăim într-un chip vrednic de Dumnezeu. Fiindcă această demnitate ne este conferită. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu. Bun, acum am înțeles ce înseamnă lucrul ăsta. Am înțeles că trebuie să vadă toată lumea în viața mea că e, e adevărat lucrul ăsta. E adevărat. Vă chem spune Scriptura să trăiți într-un chip vrednic de Dumnezeu și să vă dovediți vrednici de Împărăția Cerurilor. Încheiem cu rugăciunea aceasta din 2 Tesaloniceni 1 cu 11 și personal rostesc eu și la mine acasă și în suflet și pe drum, dar vreau să rostesc și public această rugăciune. De aceea, ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Așa să ne ajute Dumnezeu, Amin.